Un nou protest în fața primăriei municipiului Chișinău. Deja de mai multe luni, activiștii civici care apără drepturile animalelor protestează împotriva închiderii secției din cadrul primăriei care se ocupă de protecția patrupezilor fără adăpost. Activiștii susțin că animalele nu ar fi îngrijite și chiar tratate cu multă cruzime, iar închiderea secției ar crea mai multe consecințe grave. În replică, consilierul municipal Ruslan Verbițchi susține că această decizie va permite gestionarea problemei mai eficient. Astăzi, decizia de închidere a secției urmează să fie votată de către consilierii municipali. Consiliul Municipal intenționează să înființeze o nouă instituție căreia îi se va încredința să se ocupe de animalele fără adăpost în Chișinău. Despre asta au anunțat protestatarii din fața primăriei care spun că dacă secția de control a animalelor va fi închisă, necropola din Chișinău nu va mai fi controlată de nimeni. Suntem împotriva deschiderii unei noi întreprinderi municipale, din ce cauză? Că va fi tot pe același teritoriu, vor fi toți aceiași oameni care, după cum vedeți, au activat deja activează de mulți ani. Uitați-vă în ce stare. Adiel, Pastaiana, Zaprașă, documente. Această direcție efectuează verificări și controlează acte. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ține sub control problemele de ecologie. În prezent, secția pentru protecția și controlul animalelor din cadrul întreprinderii Regia Autosalubritate se ocupă de verificarea necropolei, gestionarea finanțelor, dar și modul în care sunt tratați câinii fără stăpân. Nu este posibil ca împuternicirile secției pentru protecția și controlul animalelor să fie transferate într-o întreprindere. Asta ar însemna că întreprinderea se va verifica singură pe ea. Acest lucru nu este posibil. Pe de altă parte, autoritățile spun că noua întreprindere municipală va avea drept scop asigura eficientă a protecției animalelor, în special a celor fără stăpân. Potrivit autorităților, în anul 2021 au fost înregistrate 1659 de cazuri de agresiune a animalelor, printre care peste 300 fiind înregistrate la copii. Necropola se află în cadrul întreprinderii municipale Autosalubritate. O întreprindere municipală care se ocupă cu deșeurile municipiului Chișinău. Nu are nicio atribuție față de animale. De ce noi trebuie să creăm o companie să se ocupe cu animalele de companie? Cu și fără stăpân. În prezent, la necropola de animale din Chișinău sunt adăpostiți peste 400 de câini fără stăpân.